Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de salată cu năut, o rețetă foarte simplă, foarte rapidă, sănătoasă, gustoasă. Arată foarte frumos, foarte colorat și este bună acum în zilele acestea de vară, pentru că se gătește repede, fără cuptor, fără să facem căldură și ne și răcorim cu o salată din aceasta atât de frumoasă. Pentru această rețetă eu am folosit 400 de grame de năut fiert, două roșii medii, o ceapă roșie, un ardei colorat, o legătură mică de pătrunjel verde, 2-3 linguri de ulei de măsline presat la rece, zeamă de lămâie după gust, sare după gust și alte condimente opțional. Pentru început am tăiat ceapa roșie, eu am folosit o ceapă roșie, dar trebuie să folosiți și o ceapă albă. O ceapă medie, am tăiat-o mărunt sau puteți să o tăiați solți. Ardeiul gras l-am tăiat cu bulețe, eu am folosit un ardei mai colorat, fâșii de ardei colorat, roșu, galben și portocaliu și două roșii medii am folosit, pe care la fel le-am tăiat și le-am pus peste năutul fiert, 400 de grame de năut fiert. O legătură mică de pătrunjel verde. În bolul cu uleiul de măsline adăugăm zeamă de lămâie, punem pentru început jumătate sau de la o lămâie mai mică și apoi, dacă mai dorim, mai punem. Punem sare, la fel după gust, și amestecăm și turnăm peste conținutul din bol. Am folosit o strecurătoare ca să mă asigur că nu pun și sâmburii de la lămâie în salată. Amestecăm toate ingredientele și salata noastră este gata. Așa cum am spus, este o salată foarte simplă, foarte ușor de făcut, foarte gustoasă, foarte hrănitoare. O să vă las în linkul din descriere informații nutriționale despre năut și alte rețete asemănătoare cu năut și alte salate. Salata se poate servi, este foarte delicioasă, foarte sănătoasă. Răcoritoare. Eu, pe timpul de vară, mai mult salate mănânc. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată vă reamintesc să vă uitați în linkul din descriere, unde veți găsi informații nutriționale și alte informații. La revedere! O zi bună!